Vă spun tuturor un bun venit în casa lui Dumnezeu și aș dori ca în momentul acesta să ne întâlnim toți cu Dumnezeu. Amin. În numele Domnului Hristos, deschidem serviciul divin cu inul 386. Veniți căci vreau a spune. Veniți căci vreau a spune. Face Dumnezeu, voi sufletelor bune, cântați cum cânt și eu, o spun cu bucurie, azi am mântuit-o și ce mi-a dat. Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru că, prin harul și bunăvoința Ta, ne aflăm înaintea Ta, în locașul de închinare în această seară, la începutul acestui sabat. Amin. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care ni le-ai oferit în dar în această săptămână. Amin. Îți mulțumim pentru viață și sănătate, pentru locurile de muncă, pentru că Te-ai îngrijit de noi în chip minunat și nu ne-a lipsit nimic. Însă, în aceste momente, dorim să Te implorăm să fii prezent prin Duhul Sfânt în această adunare. Inimile noastre să fie pregătite de Tine pentru a înțelege mesajul și dorim ca mesajul să fie din partea Ta și dorim să-L binecuvântezi pe Cel ce ne-L va oferi. Ajută-ne, Tată, să-L înțelegem și să-L trăim și să-Ți aducem slavă pentru că meriți. Prin Domnul Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. Amin.
Pacea Domnului! Fiți bineveniți, dragilor, în seara aceasta, la început de sabat, în casa Domnului. Avem făgăduința că, indiferent cât am fi, avem făgăduința că Dumnezeu este cu noi. Apreciem faptul că ați lăsat deoparte o oră de odihnă sau de, știu, o refacere și ați venit aici. În seara aceasta am venit să ne întâlnim cu El. Am venit să ne întâlnim cu El prin intermediul cuvântului Său. Înainte de a deschide Scriptura și înainte de a citi din Scriptura, aș vrea să vă întreb. Dacă cineva te întreabă cine ești, cum îi demonstrezi cine ești? Cum îi faci dovada a cine ești? Curaj! Actul de identitate. Mulțumesc! Mai sunt și alte idei? În actul de identitate, ce elemente găsim? Cetățenia. În cele românești sunt mai multe date. Tata. Dragii mei, nu la voia întâmplării am lansat întrebarea aceasta. De câteva sabate suntem în atmosfera Evangheliei după Matei, atât prin intermediul școlii de sabat, cât și prin intermediul prelegerilor de vinerea seara. Ne-am găsit în această atmosfera Evangheliei după Matei. În această ocazie vă invit să deschideți prima pagină din Evanghelia după Matei. În traducerea Cornilescu ar trebui să fie 923. Aș vrea să vă întreb, cu ce începe la dumneavoastră Evanghelia după Matei? Cum? Cartea neamului lui Iisus Hristos. În biografiile contemporane, elemente precum genealogii, liste și alte elemente de genul acesta sunt puse în anexe, undeva apendice, undeva la sfârșit. Aici, în Evanghelia după Matei, primul element cu care începe Evanghelia este acest element pe care noi, în cultura noastră, l-am pune undeva la sfârșit. Începem cu genealogie, cu cartea neamului lui Iisus Hristos, Mântuitorului. Nu știu cum să iau, că e nepotrivit sau poate că nu a fost suficient de documentat Matei de a început cu această înșiruire, cu această listă, cu această carte a neamului? Sau ce vrea să spună? Scriptura începe cam în felul următor. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și lista continuă. Până la versetul 17 tot continuă lista. Dragii mei, ce vă spune dumneavoastră această enumerare de nume la începutul Evangheliei în care se vorbește despre Mântuitorul? De ce oare a pus evanghelistul Matei acest document chiar înainte de toate? Vă plac listele? Câți dintre dumneavoastră, când dați de listele astea, le citiți verset cu verset? Ha? Nu prea vă înghesuiți, unul... Trebuie să vă spun că și eu am făcut la fel mult timp. De multe ori mai îmi car mintea și cu numele astea. Și totuși vorbim despre Evanghelie. Aici este cum traducem noi Evanghelia. Vestea bună, așa este.
Vestea bună începe cu o listă din asta aproape plictisitoare. De ce oare a găsit cu cale inspirația biblică să menționeze lucrul acesta înainte de toate? Cine mă ajută? Aici? Cum? Mai tare. Așa? Care spune? E important? Frumos? Mulțumesc! Aici avem descrierea familiei Mântuitorului. Începe cu... Cu cine? Lista. Corect, tare. Cu Avram. Mai cunoașteți astfel de liste? În ce altă parte a Scripturii mai întâlnim astfel de liste? Hai să văd, cine mă ajută? E singura listă, înseamnă că am scăpat ușor. Dacă e doar aici și doar o subîmpărțire a unui capitol, nu înseamnă prea multe nume, atunci nu e greu. În Vechiul Testament, haideți să... Vă citesc câteva lucruri din... Deci, în Noul Testament sună așa. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda. În Geneza, capitolul 5, avem o astfel de primă listă, care, dacă o iau pe sărite, în Cartea Neamurilor lui Adam, în ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după chipul și asemănarea sa. Versetul 5 vorbește despre Adam. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost 930 de ani, apoi a murit. Versetul 8 vorbește despre Set și se încheie cu apoi a murit. După aceea, versetul 11 vorbește despre Enos și se încheie apoi a murit. Și lista continuă după fiecare. Vedeți vreo diferență între una și cealaltă? Între o listă și cealaltă? Aha, acolo avem un element comun care conduce lista. A murit, a murit, a născut. Da? Vă spune ceva lucrul acesta? A murit este ca o răsplată a păcatului, imediat de la Adam vorbim. Aici a născut ca o nouă dimensiune a unui nou început. Ei bine, aici avem în numerotarea aceasta, enumerarea aceasta, numele familiei lărgite. Pentru un evreu, de ce este important să studiem despre asta? Pentru un evreu, o listă ca asta însemna o avere. Știți ce luau evreii cu ei prima dată când plecau în exil, când se întorceau, când se mutau? Știți care erau elementele esențiale care le luau cu ei? Și mai ales liderii, preoții. Știți ce luau prima dată cu ei? Curaj. Așa este. Cărțile și toate acestea. Toate aceste liste. Erau documentele oficiale ale vremii. Poate că noi nu-i dăm mare importanță. Nu înțelegem prea mult sau o înșiruire de nume. Dragii mei, pentru evreul acelui timp era esențial, era determinant. Dacă un preot nu-și putea demonstra genealogia sa pe linie levitică cu astfel de documente, el nu putea sluji. Un împărat, de asemenea, un rege, trebuia să-și demonstreze filiațiunea sa potrivit unui astfel de document. În esență, aici avem descris o familie.
familia Mântuitorului, toți înaintașii săi. Cât de important e să știm despre asta? Când erați poate mai mici, copii, și când apăreați într-un bloc necunoscut sau vă întâlneați cu o persoană necunoscută, vă aduceți aminte cum vă întreba? Al cui ești? Vă e cunoscută întrebarea? Câți dintre dumneavoastră ați fost întrebat cel puțin odată, al cui ești? Oh! Ce vă sugerează ideea aceasta? Că familia din care vii are o importanță extraordinară. Îți dă un element al identității. E băiatul, e fata, e fiica lui X, e a lui Y. Și de multe ori raportarea la copil, indiferent cum era, era oarecum reglementată de relația cu părintele. Vrem sau nu vrem, avem de a face cu un act de identitate aici. Când începem vestea bună, să vorbim despre Evanghelie, despre veste bună, începem să deschidem actul de identitate al Mântuitorului, chiar așa spune, Cartea Neamului lui Iisus Hristos. Poate vă întrebați, la ce bun să studiem noi despre Cartea Neamului? La ce ne ajută? În definitiv, o astfel de familie oferă un nume, bun, rău. Pentru evreul de altă dată însemna o avere, să-și definească drumul lor prin înaintași. Și dacă vă aduceți aminte Dumnezeului Abraham, Isaac, Iacov, întotdeauna făceau trimitere la patriarhi, la înaintași, ca la o comoară care a dat identitate. Și atunci când ai identitate, ai direcție, ai siguranță. Una din armele diferitelor organizații și, dacă vreți, a comunismului, cei mai mulți dintre noi am trăit în perioada aia, una din armele lor era de a-i dezrădăcina pe oameni, de a-i rupe de familie, de a-i lua de aici și a-i plasa dincolo. Așa avem comunități moldovenești în Siberia, avem găgăuzi în Moldova și tot așa, mutații de genul acesta. Tocmai pentru a rupe rădăcina și rupând rădăcina, i-ai tăiat identitatea. Odată cu aceasta, i-ai diseminat nesiguranță. Un astfel de document dădea stabilitate și siguranță. Uite cine suntem, de unde venim. Și atunci când ai o astfel de legitimație, un astfel de nume, poți merge cu încredere mai departe. Spune înțeleptul în Proverbe, un nume bun este mai de dorit decât bogățiile. Dragii mei, e o adevărată avere. Un nume bun este mai de dorit decât bogățiile. Și doar stați și analizați, sunt oameni cunoscuți, poate bogați, dar care nu au nume bun și nu se bucură de aprecierea oamenilor. Sunt oameni care poate nu au atâtea bogății, dar au un nume onorabil. Scriptura spune, un nume bun este mai de dorit decât bogățiile. Este o avere. Așa că atunci când ești întrebat al cui ești, este o bucurie să spui despre înaintașii tăi. Ce vrea să ne spună Evanghelia prin asta? Dacă cineva ar apărea deodată și ar pretinde că el este rege, ce ar cere poporul? Ce te legitimează? Cum dovedește asta? Matei, ca unul care cunoștea foarte bine valoarea unei astfel de document, îl înserează aici. El se adresează, Evanghelia lui se adresează în mod special evreilor. De aceea el de multe ori, el nu simte nevoia să traducă anumiți termeni, așa cum găsim la evanghelistul Luca sau Marcu,
când vorbește despre Ava, adică tată, când preia anumiți termeni din limba care se vorbea la data aceea, aramaica, și o traduce, pentru că Luca avea un alt destinatar aici. Destinatarii lui Matei erau evrei, comunitate creștină evreiască în mod special. La iudei era ceva normal și uzual să descrii viața unei persoane începând cu înaintașii. Ei își prezentau trecutul lor glorios ca un simbol al mândriei lor familiale, naționale. Iosif Flavius vorbește despre astfel de documente ca acte oficiale, care erau de cele mai multe ori în posesia Sinedriului, sinagogii. În Ezra, capitolul 2, cu versetul 62, este relatat un fapt că după robia babiloniană, unele familii au fost excluse de la slujba preoțească pentru că nu au reușit să-și demonstreze genealogia lor sau filiațiunea lor levitică sau aronică. Așa că au fost excluși. Asta relatează Ezra. Acum, de ce relatează în felul acesta Matei Evanghelia? Pentru că dacă e să începem să cităm, doar la versetul 3, Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fara a născut pe Ezrom, Ezrom a născut pe Amram. Nu prea departe, versetul 5, Salmon a născut pe Boaz din Rahab, Boaz a născut pe Obed din Rut. Versetul 6, Iese a născut pe împăratul David, împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Din toate astea, v-a atras atenția ceva? Cum? Vă spune ceva asta? Ce anume? Nu erau din poporul Israel. Bună remarcă. Altceva? Altceva? Genealogia. Cultura ebraică, prin definiție, a fost o cultură și este o cultură profund masculină. Linia genealogică, în general, era, nu în general, ci de fiecare dată era înscrisă după tați, după bărbați. Vrem sau nu vrem, pentru cultura ebraică, femeia nu era prețuită la același nivel cu bărbatul. Există chiar o sintagmă, rugăciunea evreului de dimineață, care spune, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt sclav, nu sunt femeie și nu sunt dintre neamuri. Vă spune ceva asta? În mod normal, într-o linie genealogică, persoane de genul acesta, precum Tamar, Rut și așa mai departe, nu ar trebui să găsească. Și totuși, Matei, potrivit scrierii sale, arată că a fost un om care s-a documentat destul de bine și a organizat materialul destul de bine. Cum vă explicați dumneavoastră că a scăpat greșeala asta aici? Nu e greșeală. Știți ce nume sunt acolo? Care ai zice că nu ar fi trebuit să fie. Tamar, Rahav, Rut și mai e cineva. Nu e nume, dar e o mențiune. Văduva lui Urie.
Hai să le luăm puțin în atenție. Tamar, ea nu apare în Biblie ca un model demn de urmat. În general, noi nu spunem seara copiilor povești de seară cu Tamar. Istoria Tamarei și a lui Iuda este una destul de frământată. Cauți mult până să descoperi un dram de neprihănire în ea. Și totuși, Matei a menționat acolo. De ce? Hai că poate înțelegem puțin mai încolo. Rahav, versetul 5. Ea are două bile negre. Știți care? Dacă în dreptul lui Tamar i-ai găsit o bilă neagră, aici îi găsești două. Unu. Era dintre neamuri. Era femeie de moravă rușoare. Nici despre Rahav nu spunem povești copiilor seara. Nu e un model demn de laudă. 3. Rut. Rut are o pată care un evreu de rând nu putea înghiți. Știți care era aceea? Era moabită. Ea făcea parte dintr-un popor care era rezultatul unui incest. Dar poporul ăsta i-a stat în gât lui Israel o perioadă însemnată de ani. A fost pentru o perioadă cel mai înverșunat dușman al lui Israel. Și Rut venea din acel popor pe care evreul de rând nu putea să-l accepte niciun chip. Mai mult, sub licența, cu ani în urmă, sub licența lui Balaam, acest popor l-a sedus pe Israel, aruncându-l în idolatrie și în apostazie. Tot pe filiera asta a venit. În fine, chiar dacă Rut nu era o femeie de moravuri ușoare, în ochii evreului de rând, era privită ca o păgână. Un al patrulea nume, nu e nume, un al patrulea personaj feminin. Cum am zis că scrie? Cum o chema? Auziți? Chiar credeți că Matei, uitase cum o cheamă pe văduva lui Iurie, de n-a însemnat, nu a înserat numele ei? Ce explicație aveți dumneavoastră? De ce menționează în forma asta văduva lui Iurie? Și care e mesajul pe care îl transmite? Așa e, am vorbit până acum despre asta. Dar de ce măcar numele nu îl menționează aici, ci spune văduva lui Iurie? Matei face trimitere directă aici la faptul că soțul ei, primul ei soț, nu era israelit. Prin căsătorie oarecum ea a trădat națiunea, nația, dacă se poate vorbi la data aceea. 1. Și 2. Faptul că menționează văduva lui Iurie mai face trimitere undeva? Lacrima lui David. Cum spuneam, Matei, când a întocmit această listă, când a scris, nu a fost un neștiutor, era un documentarist bine instruit. A știut foarte bine să le menționeze, să organizeze materialul frumos, să țintească destinatarul și totuși menționează lucrurile acestea. Așa să vă întreb, citind o astfel de genealogie, cu astfel de înaintași, cum vi se pare dumneavoastră, Cartea Neamului?
Mântuitorului. E o legitimație bună? Este o recomandare? Te-ai mândri cu astfel de înaintași? Nu avem cuvinte. Mulțumesc. Frumos, dragii mei, tocmai pentru asta a vrut să ne spună că e veste bună. De aceea a înserat aceste nume aici, pentru că în această ocazie și de fiecare dată când citim, citim despre o veste bună. Trei sau chiar patru dintre aceste femei au fost implicate în conjuncturi adulterine, așa cum a fost menționat. Erau definite cu disprețul de a fi păgâne. Erau niște persoane care cu greu ai fi putut să le accepți în iudaismul primului secol. Și totuși, luând în calcul toate detaliile menționate, ar trebui să-l întrebăm pe Matei de ce a adăugat în mod deliberat astfel de nume în linia genealogică a regelui, regilor. Care a fost raționamentul? Acum să-l întrebăm direct pe Matei și el să ne răspundă. De ce a făcut una ca asta? De regulă, știți, când oamenii își scriu CV-ul, care este o carte de vizită, au grijă să și-l aranjeze frumos, cât mai atent, când își descriu biografia, cât mai frumos, cât mai atent, lucrurile cele mai plăcute le pun în evidență. Aici, altfel. De ce a făcut Matei una ca asta? Cum? Auziți, știți, uneori adevărul este amplu, dar poate nu e nevoie să spui chiar tot adevărul. Nu slujește. Fără îndoială, cu siguranță, așa este. Descoperă și oamenii care au păcătuit și oamenii care au fost drepți și oamenii nedrepți. E adevărat, e adevărat. Toată aprecierea. Dar parcă nu prea sună așa o carte de vizită foarte bună. Matei spune în capitolul 1 cu 21, ea va naște un fiu și va pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele lui. El va mântui pe poporul lui de păcatele lui. În altă ocazie s-a vorbit de faptul că Iisus este sintetizarea unui crez. Iahve salvează, Iahve, Dumnezeu eliberează. Iar afirmația aceasta, el a venit să salveze pe poporul lui de păcatele lui. Este, dacă vreți, o împlinire a unei așteptări. Poate că orice popor, orice cititor se întreabă și care este poporul lui? Ce fel de oameni pentru ce fel de oameni a venit Iisus să salveze? Răspunsul este, dacă vreți, luminat de genealogia menționată. Iisus poate salva oameni precum Tamar, precum Rahav, precum Rut, precum Batșeba, precum David. El pentru asta a venit. El poate salva păgâni sau poate oameni care au comis și altfel de lucruri. Prin această genealogie, Matei predică Evanghelia. Este vestea bună pentru noi astăzi că lui nu i-a fost rușine de înaintași precum Tamar, precum Rahav, precum Batșeba. Nu i-a fost rușine să se legitimeze cu astfel de familie.
Vedeți, în ciuda faptului că oamenii aceștia au fost imperfecți, Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare prin oameni imperfecți, prin oameni nedesăvârșiți. Știți care este mesajul? Că Dumnezeu nu i-a ales pe cei mai buni pentru a-și aduce la îndeplinire planurile sale, ci pe oameni care au fost așa cum au fost, în ochii unora pătați, El a făcut lucruri mântuitoare, salvatoare. Vestea bună este că din oricare din noi El poate face. Veste bună. Discutam cu cineva, auzit de Evanghelie, auzit de minunile pe care le face Dumnezeu. Avea o vârstă apreciabilă. Mă privește, mi-a spus povestea lui, istoria lui, cu lucruri incredibile și cu o întrebare, mă mai iartă Dumnezeu pe mine? Mai poate să mai facă ceva Dumnezeu cu mine? Istoria aceasta, genealogia aceasta, este o mărturie că El poate face. A venit să mântuiască pe poporul lui de păcatele sale. De ce a luat Mântuitorul aceste nume asupra sa? De ce a acceptat și au fost menționate acolo? Mântuitorul a venit să dea un alt înțeles și o altă dimensiune a vieții a unor nume, precum Tamar, precum Batșeba și celelalte. El a venit să schimbe. El a dat o nouă pagină cu o nouă viziune. El și Evanghelia lui Matei nu este orientată către trecut, așa cum citeam la Geneza, că a făcut și a murit, a murit, ci aici ne deschide o perspectivă, a născut și înainte. Despre această istorie a unui nou început, practic, odată cu Evanghelia aceasta, se scrie o nouă eră, iar nume care în trecut erau blamate, în această nouă eră, nume ca acestea sunt așezate în galeria istoriei mântuirii. Indiferent ce ne spun nouă aceste nume, indiferent cine ești, atunci când se deschide o nouă pagină a mântuirii, El poate să dea un nou înțeles, o nouă dimensiune. Despre un astfel de personaj, cerul a spus într-una din ocazii, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Cel care a dat un nou înțeles vieții, numelor și un alt sens. De ce am spus această genealogie în seara aceasta? Am spus-o pentru că tu ești chemat să fii copil al lui Dumnezeu, fiu și fiică. În dreptul tău, ca și în dreptul Mântuitorului altădată, Dumnezeu vrea să spună, tu ești fiul meu, fiica mea preiubită în care îmi găsesc toată plăcerea. Atunci când tu dai alt înțeles vieții, un alt sens, tu ești fiul al lui Dumnezeu. Avea să spună Mântuitorul mai târziu, voi sunteți sarea pământului, cei care dați gust vieții, care dați înțeles. Tu, acel om cu plusuri și minusuri, așa cum te știi, tu ești lumina lumii. Tu poți să deschizi astăzi un nou drum. Iar lucrurile, elementele blamate altădată pot fi așezate în istoria mântuirii, înlănțuite de inspirație
pentru a ne fi astăzi învățătură. Așa cum a spus atunci, vrea să repete pentru tine astăzi și în fiecare zi, când tu vei da o nouă dimensiune salvatoare și biruitoare lucrurilor obișnuite, cerul spune, tu ești fiul meu, tu ești fiica mea prea iubită, în care îmi găsesc toată plăcerea. Facă bunul Dumnezeu ca influența ta, influența noastră, să fie una care să aducă sens vieții, care să schimbe într-un mod ziditor lucrurile și care să fie încununată de binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu și în numele Domnului Iisus, vă invit să închidem acest serviciul divin prin inul 387. Ce fericire am pe Iisus! Ce fericire am pe Iisus, asta mă face veșel de spus, că sunt moșteal al cerului înalt și mântuire că am aflat. În veci cânta voi că-s fericit, prin Domnul sunt mântuit. În vecea aceasta cânta voi eu, Iisus e veșnic păstorul meu. Inima-mi simte un dor prea viu, cu Domnul într-una eu vreau să pacea e în mine și-s mulțumit, legea lui veșnic m-am veselit. În veci cânta voi că-s fericit, astăzi prin Domnul sunt mântuit. În veci aceasta cânta voi e, ce fericire eu am simțit, când brațul său chiar m-a ocrotit. A știe bine, o știu și eu, Iisus mi-e viața, mi-e Domnul meu. În veci cânta voi că-s fericit, astăzi prin Domnul sunt mântuit. În vecea aceasta cânta voi eu, Iisus e veșnic păstorul meu. Părinte bun, venim să-ți mulțumim pentru vestea bună a Evangheliei. Îți mulțumim pentru mesajul prin care tu ne faci copii ai tăi. Îți mulțumim pentru că ne faci vrednici să purtăm numele tău. Ajută-ne, Doamne, să fim o influență sănătoasă, de viață spre viață. Ajută-ne să dăm un nou înțeles ziditor lucrurilor și vieții. Te invităm să ne însoțești în acest sabat cu prezența și binecuvântarea ta și vrem ca în mod real acest sabat să fie o întâlnire a noastră cu tine. Amin. Rămână harul și binecuvântarea ta peste noi toți în sabatul acesta. Amin. Amin.
Înainte de a ne despărți, aș vrea să aduc aminte, avem repetiție, atât copii cât și corumare, iar